Inițiat în 2014 de Uniunea Scriitorilor din România și organizat de filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, Festivalul Național de Literatură, FestLit Cluj, reunește în fiecare toamnă în inima Transilvaniei reprezentanți ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor, transformând Clujul pentru 3 zile în veritabilă capitală a scrisului românesc. La ediția din 2017 au luat parte 70 de scriitori din toată țara, care au participat inclusiv la întâlniri cu elevii și studenții clujeni. Sub egida Uniunii Scriitorilor, în 2014 s-a inițiat Festivalul Național de Literatură de la Cluj, care este un fel de Nobel românesc, adică premiul nu se ia decât o dată, și anul acesta a avut loc ediția a patra, între 8 și 10 octombrie. Personalități marcante ale culturii românești, de la Daniel Cristea Enache, criticul literar, Radu Voinescu, Dan Cristea, Irina Petraș, președinta filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, și programul s-a desfășurat pe perioada a 3 zile, duminică, luni și marți. Duminică dimineață la ora 11 a fost o întâlnire cu Irina Petraș, care a fost invitată de onoare a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, cu invitați din străinătate. Domnia sa și-a prezentat două lucrări interesante: Transilvania din cuvinte, lucrare dedicată centenarului Marii Uniri, și Caietele Silvane, de fapt convorbiri despre Festivalul Național de Literatură Cluj 2016. Și la ora 12, Gabriel Chifu, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România, și-a lansat ploaia de 300 de zile, iar la prezentare, simpaticul și degajatul Vasile George Dâncu, care n-are nicio legătură de familie cu Vasile Dâncu, că nu puteau să chem pe amândoi Vasile, a prezentat cartea ca fiind ploaia de 300 de stele. Și a rămas așa de o două, trei ori, nu întâmplător probabil, un roman extraordinar, cronici foarte bune, și atmosfera a fost extraordinar de destinsă și la un nivel intelectual ridicat. După amiază, la Casa de Cultură a Studenților, a avut loc rondul scriitorilor, la care au participat Gabriela Adameșteanu, Gelu Dorian, Emil Suciu, Diana Adamec, și în jur de vreo 15-20 de scriitori, Gabriel Chifu, Ion Mureșan, au citit din propriile creații, iar luni la ora 10, deci duminică s-a terminat programul, luni la ora 10, la centrul, la sediul filialei din Cluj, pe care doamna Irina Petraș o păstorește extraordinar, conștiincios și cu foarte mult tact, un sediu al Uniunii Scriitorilor extraordinar de frumos, a avut loc simpozionul dedicat anului Maiorescu, adică tema acestui simpozion era critica literară și viitorul literaturii, în care au luat cuvântul oameni specializați în domeniu, acel nucleu de la România Literară, Radu Voncu, Daniel Cristea Enache, Simona Vasilache, care au vorbit despre viitorul literaturii în contextul în care critica o să-și facă menirea și de acum înainte. Plecând de la ideea că, de fapt, și criticul este un scriitor și este un cititor profesionist. Apoi, după amiază, la ora 17, a avut loc gala, parada nominalizaților, cei 15 ridici, începând cu Diana Adamec, subsemnatul Mircea Bostan, Gabriel Chifu, Mircea Mihăiești, cu un roman extraordinar, de fapt, și intitulat Romanul romanului Ulysses 732, în care face o apologie a romanului Ulysses al lui Joyce. Și foarte interesant este faptul că din cei 15 nominalizați, ultimul în numărătoarea cronologică fiind Eugen Suciu cu Frica, cei doi care au fost dintre Gabriel Chifu, care este vicepreședintele Uniunii Scriitorilor și a luat premiul festivalului în 2014,
n-a vrut să mai participe la premii pentru că era impropriu, iar Mircea Mihăieș a spus că ar fi indecent ca să mai primească un premiu pentru că a primit premiul pentru cea mai bună carte pentru anul 2016. O jurizare corectă, iar premiul cel mare la Festivalul Național de Literatură l-a luat Nicolae Gheran cu Rebreriana sa, o operă la care a lucrat 23, adică o viață întreagă, 23 de volume, a scos, inclusiv corespondența lui Rebrean. Apoi, marți, la ora 10, a fost un desant scriitoricesc, începând de la Institutul Academic de Factură Academică, o secție a Universității Babeș-Bolyai, și la Liceul de Informatică, de exemplu, a fost domnul Gârbea, iar la liceul Avram Iancu, la care am participat eu, un liceu foarte interesant și foarte frumos, un liceu de informatică și de științe umaniste, cu secția biologie, au fost invitați scriitorii Maria Pal, Mihaela Gligor, cu o bursă, care a avut o bursă vreo 2 ani de zile în Anglia, în India, domnul Ion Cristofor și subsemnatul. O manifestare extraordinar de interesantă, n-am văzut așa ceva de când scriu eu. Au venit elevii în sala de conferințe și s-au așezat pe jos pentru a-i asculta pe scriitori și a le asculta gândurile. În concluzie, o manifestare de înaltă anvergură intelectuală, pentru care țin să mulțumesc doamnei Irina Petraș, și nu atât numai ei, pentru că întreaga manifestare a fost sponsorizată de Primăria Cluj și Consiliul Local. De altfel, în seara de duminică, la gala, la rondul de gala al scriitorilor, a participat și primarul Emil Boc și rectorul Universității Babeș-Bolyai, Ioan Aurel Pop.